Stai să-mi dau whisky-ul ăsta. Aici întrebați, îmi puneți niște întrebări în asta, parcă ați fi procuror dumneavoastră. Eu sunt jurnalistă. Păi poți să fiți. Și este treaba mea să pun întrebări. Treaba dumneavoastră este să vă ocupați de această comunitate. Nu, nu, domnișoară, nu, nu așa. Altfel, nu întrebările astea care să aici că sună nu bine. Dialogul are loc între echipa Libertatea și Constantin Moroșan, primarul comunei Valea Moldovei, de care aparține satul Mironu, din județul Suceava. Vrem să aflăm de ce zeci de copii de ciclu primar învață într-o școală din lemn putred, veche de un secol. Asta în timp ce, în aceeași curte, se află o altă școală, dar și o grădiniță. Ambele au geamuri și uși cu termopane, calorifere, mobilier nou, dar și camere de filmat. Singurii care lipsesc de acolo, copiii. La construcția școlii se lucrează din 2011, iar pentru grădiniță, din 2008. L-am întrebat pe primarul comunei din 2004 de ce nu sunt date în folosință aceste clădiri. La grădiniță s-au cheltuit 915.000 de lei prin programul PNDL 1 și încă 195.000 de lei doar pentru mobilier și amenajări exterioare prin PNDL 2. Cost total, peste 1 milion de lei. Pentru școală au fost investite 1,5 milioane de lei de la Banca Mondială și încă 435.000 de lei prin PNDL 2 pentru amenajări exterioare. Asta ajunge la 2 milioane de lei. Lipsa de bani. Acolo a fost lipsă de bani în totalitate. Blocaje peste blocaje. Până au venit bani cu țărita, cu... La școală. Am făcut racordul de apă, am făcut racordul electric, am făcut centralele termice, împrejmuirile și urmează pavajele, parcările și fosa septică. Ca și termen de, ca aici e important, ca și termen de lucrări, suntem în grafic. Îmi este dor de școala care era când eram eu copil, plus minus, se învăța carte. Învățătorii își dădeau interesul, am avut niște dascăl cărora le mulțumesc, mi-e răzăpând. Nu știu dacă vor mai fi, probabil că da, dar sper să mai fie, dar nu prea. De ce? Probabil că nu sunt condiții, lipsește voință. Am trecut eu cândva pe acolo, aia chiar nu o văd școală. N-ar numi eu școală. Detai socialul. Trebuie să se dea drumul la școală, la grădiniță, că doar suntem o comunitate destul de mare, un număr mare de persoane, de copii. Eu am fost mediator sanitar în comunitatea asta. Da, în 2013 m-a dat afară. Din pură personală, cu votarea, cu campania electorală. Domnul primar ne-a spus nouă ieri că el crede că până în vară va deschide grădinița și școala. Credeți că se va ține de cuvânt? Sperăm. Nu se ține de cuvânt. Nu s-o țin de cuvânt, dacă era de cuvânt. A fost vorba să dea acum. Asta iar nu ne sta copiii. Dar eu n-am două fetițe, una de 45 ani, mi-aș dori să fi deschisă grădinița nouă. Care sunt lucrurile care vă deranjează cel mai mult la școală? Adică nu e igiena, căldura, iarna e frigă, s-o obidi. Școala e făcută de acum 100 și ceva de ani. Ce altă a fost făcut? Mai bine ținut în casă. Parcurgem 50 de kilometri și ajungem la o clădire care trebuia să fie o grădiniță plină de copii. În schimb, spațiul dintre ziduri este umplut doar de singurătate. Niciun glas de ființă umană, doar vuietul vântului și cântecul păsărilor.
Ne aflăm în satul Gulea, de la marginea orașului Dolhasca, unde trăiesc zeci de copii de vârstă preșcolară de etnie romă. E greu de crezut că în gospodăria unei familii cu 5 copii, în spate, există și o grădiniță, la propriu, cu preșcolari și educatoare care zilnic colorează împreună, învață cântece și descoperă noi lumi. Rând. Rândul. Rândulita și cea care să-și face cuibuleț sus pe casă sau într-un cofățel. Cine este? Baza, da? Grădinița, care de fapt e doar o cămăruță, se numește Lalica. Numele i-a fost dat după cel mai de seamă membru al familiei din casă. Membrii gospodăriei au decis să o numească astfel ca să-i ofere o mică bucurie după o viață plină de greutăți, cu un soț violent, din cauza căruia nu mai vede cu ochiul drept. Lalica este una dintre cele 4 grădinițe din satul Gulea. Toate sunt în gospodăriile unor oameni și au fost amenajate începând din anii 90. Au făcut asta pentru că autoritățile n-au fost în stare să le construiască o grădiniță de sine stătătoare, cu toate dotările, deși nevoia era atât de mare. Pe lângă salariul educatoarelor, primăria le oferă numai 350 de lei pe lună pentru fiecare gazdă în parte. Din această sumă trebuie să plătească măcar lumina, lemnele pentru foc și materialele didactice. Și atunci părinții și educatoarele scot bani în propriul buzunar pentru nevoile copiilor. Un biserici la grădiniță nu este. Copiii, ați văzut, sunt alți mai mari, alți mai genici, alți sunt în mai multe feluri. Lemnii la grădiniță. Anul trecut am avut lemn de stejar, am folosit tot lemn de fac de la mine. Anul acesta mi-a adus lemn de tei, care nu l-am folosit, am pus lemn de fac tot de la mine, cumpărați din buzunarul meu. Nu mi-a dat măcar ulei, măcar benzină, să spătească drujba. Nimic, tot am muncit eu. Educatoarea vine, o lăspia să pună foc? Nu pot să o lăspia să pună foc. Mă scoală soția mai dimineață, pune foc, pregătește frumos. Cele mai mari probleme însă sunt lipsa unei toalete și a unei sobe care să nu ia fume pe cei mici. Ați văzut, în alte țări sunt câte 2-3 educatoare. Adică unul merge la toaletă cu copilul, are grijă de el. Eu, dacă ar ieși unul pe poartă, eu nu pot să-l șterg. Și atunci mă ajută gazda. Gazda face curățenie, gazda face, are grijă de ei să nu plece pe poartă, toaleta. Și soba care ne mai ia să fum și câteodată ar trebui să stăm cu ușile deschise ca să putem respira. Prima floare de sus, care iese de sus, o fază și am desenat-o și noi. Ghiocel, așa este. Bravo. Eu le-am cumpărat culori, le-am cumpărat acele jocuri cu numere, cu litere, pentru că am văzut că trebuie, știți? De scris și de citit, nu știu. Dar la lucrez orice lucrez. Mi-a plăcut meseria și doresc și copiii mei să câștigă banii care câștigă. Ce meserie aveți dumneavoastră? Începând de la sudor până la făcut căș. A, știți, de toate. De toate. Deci nevoie am învățat de toate. Acum vreau ca copiii mei să aibă de toate. Dacă eu n-am învățat carte, măcar copiii mei să ajungă mai departe și am fetița care e în clasa a doua, a spus că vrea să ajungă poliție. Și cu ajutorul Dumnezeu, dacă vrea cel de sus ca să ajungă poliție, să eu mă închid în fața Domnului. Pe de altă parte, Andrei, unul dintre tinerii care a învățat la o astfel de grădiniță, nu a așteptat ajutor doar de la o forță divină, ci s-a adresat însuși primarului. Educația pleacă de acasă și de la grădiniță. Adică dacă nu o să aibă unde să învețe, să comporte, să facă ceva, nu știu, mai departe, nu o să fie pregătiți. Înțeleg că tu i-ai trimis domnului primar o petiție prin care cer ca această grădiniță să fie finalizată. Eu am trimis o petiție și mi-au răspuns, de adevăr, mi-a răspuns o doamna secretară, nu știu cum o cheamă. Și atât, în rest, nu am mai primit nimic. Doar că a fost acordat, nu știu ce. Ne-am îndreptat și noi către biroul primarului din Dolhasca.
De ce trebuie să răspund eu pentru toate nerealizările din Dolhasca? În primul rând, bună ziua! Da. Bine ați venit la noi la Dolhasca! În al doilea rând, da, vă răspund și la întrebare. Care este istoricul? A fost eliberat un certificat de urbanism în vederea construirii acelei grădinițe pentru investiție derulată, dacă nu mă șer, prin final în țară, de către Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare județene. A fost emisă autorizație în 2008 de construire. În 2010 a fost oprită această investiție, dată prin adresa de informare a inspectoratului școlar județean, prin care ne-a informat pe noi ca autoritate publică locală că au sistat investițiile și punct. Vi s-a explicat de ce? La vremea respectivă, nu făceam parte din cadrul primăriei orașului Dolhasca. A rămas în conservare. Ok. Și tocmai asta vă spuneam. În 2017 am făcut o adresă, am înaintat o adresă către inspectoratul școlar județean în vederea predării acestui obiectiv către noi, în speranța că vom găsi o sursă de finanțare. Acum suntem în faza în care cred că în maxim 3 săptămâni avem și câștigătorul licitației. Într-o lună, două, dacă reveniți, este posibil să găsiți un șantier acolo. Au trecut 2 luni de la vizita echipei Libertatea, dar șantierul tot n-a apărut. Asta, deși primăria a încheiat un contract în urmă cu o lună de peste 1 milion de lei. Iar în 2008, când a fost demarată construcția, s-au mai cheltuit alte 100.000 de lei din cei 200.000 promiși de Ministerul Educației. Crezi că au tinerii din satul ăsta? Asta chiar nu știu să vă zic, dar mulți se gândesc la viitorul lor. Adică să facă o școală, să facă ceva. Tot pentru viitor, pentru că au văzut cum erau condiții dinainte. Trăiesc în sărăcie și acum vor să fie și ei la rând cu toată lumea. Pot mai mult. Scrie pe tabla școlii aflată pe un vârf de deal, de unde sărăcia nu poate fi văzută de oamenii de la vale. Suntem în Cătunul Țâmpoceni, din satul Capul Codrului, județul Suceava, unde o mână de copii de până în 10 ani învață într-o clădire numită acum 3 decenii școală. Hai mai, uite, termin următorul rând. Cei mici înfruntă frigul, noroiul și lipsa celor 3 mese în fiecare zi acasă, împreună cu familiile lor, iar când ajung la școală, din nou o parte de neajunsuri. La toate astea se adaugă riscul de a fi mușcați de câini. Am încercat să aflăm de ce s-a ajuns aici și dacă acești copii, dintr-o comunitate romă izolată de civilizație, au șansa să învețe pe viitor în condiții decente. Cele două cămăruțe au lemn șubret pe jos și sunt impregnate de umezeală. Așa se simte mirosul sărăciei și indiferenței autorităților față de copiii din Țâmpoceni. Cei mici purtau geci și căciuli chiar și în aprilie, când încă erau temperaturi aproape ca iarna. Singura lor sursă de căldură este o sobă, dar nici pe asta nu o pot folosi pentru că n-au lemne. Sau cel puțin nu mai aveau când am venit noi. Auziți? Dar nu au lemne. Au lemne. Unde sunt? În magazie. Haideți să le vedem. Ca să ne demonstreze că elevii din Țâmpoceni au avut căldură toată iarna, directorul școlii îi întreabă chiar pe ei, cu tonul unui profesor dur, care îi verifică dacă și-au învățat lecția. Faci foc aici? Foc la școală? Da sau nu? Se face foc la școală? S-a făcut ea toată iarna, ți-a avut căldură sau nu? S-a făcut foc? Da! Despre asta e vorba. Vă spune că nu facem foc la școală. A plouat zile în șir, iar ghetele copiilor sunt murdare, pentru că drumul până la școală nu este asfaltat. Și nici n-au unde să și le curețe sau să se spele pe mâini. Singura chiuvetă nu funcționează pentru că hidroforul s-a defectat. În școala din Țâmpoceni învață aproximativ 50 de copii, dar numai 30 vin constant la ore. Cei de grădiniță și clasa 1 studiază simultan într-o încăpere, iar elevii din clasa 2 și a 3 în cealaltă. În clipa de față, de ce ați avea nevoie? Ce vă lipsește la grădiniță?
Rechizite. Rechizite. Tot le spun de la începutul anului și nu... Nu-și cumpăr. Nu... Nu-și permit. Nu-și permit. În cauza situației materiale pe care o au. Noi mai zicem o familie mult de băieți. O sunt părinți romi, dacă pot să le zic așa, posibilități materiale reduse. Da. Ne descurcăm și noi după posibilități. Dar de ce n-a venit Madalina astăzi la găziniță? Că era rog. Era fost. Dar de ce n-a venit? Dar că o să aceme de câine, a venit și da. S-a venit. Aceme de câine, dar nu v-a adus nimeni? Cine, cu cine ai venit dimineața la găziniță? Îl întrebăm pe director cum este posibil ca un spațiu destinat educației celor mici să fie un pericol la propriu, insalubru și cu tencuiala pe punctul de a se dărâma în orice moment. Explicația acestuia, comunitatea este de vină. Membrii comunității niciodată nu au ținut la școală, nu distrug lucrurile din incinta școlii și așa mai departe. Nu au fost investiții majore făcute în această perioadă de 30 de ani de când a fost înființată. Singurele lucruri care s-au făcut au fost la solicitarea școlii din 2015, împrejmuire și schimbarea acoperiș pentru că era impracticabilă. Învățământul era posibil să plouă în școală. Școala pe care o vedeți și o filmați dumneavoastră acum, în cel mai scurt timp se va schimba, adică se demolează școala și se va construi printr-un PNDL aprobat deja, contract semnat. Se află proiectul la stadiu de licitație și domnul primar a promis că începând cu acest an se vor demara lucrările. Credeți că vom avea o nouă școală? Eu sper că în maxim 2 ani, adică dacă începe proiectul, să înceapă în acest an, cred că în 2 ani de zile se poate finaliza. Dacă proiectul este finanțat, bani sunt, interes există pentru demolarea și construirea alte școli. Așa este proiectul prevăzut. Întrebarea pe care ne-o punem inevitabil este unde au fost banii și interesul în ultimii 30 de ani de când există această școală. Pe parcursul anilor am mai suferit niște lucrări la el, da? Lucrările au fost de proastă calitate sau nu s-au executat cum trebuiau să execute, cu proiecte, cu materiale de calitate sau nu a fost poate niciun interes acolo să investească. Acum în această școală este frig. Noi am mers acolo și erau copiii cu gecile pe ei, inclusiv noi. Da. Ce facem până va fi gata școala nouă? Adică copiii ăștia vor învăța în frig? Nu, dar știu că sunt sobe pe lemne, nu? Doar dacă personalul de care trebuie să facă curățenie sau foc. Căsuță mică, așa, 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 și frumos se ridică, așa, așa, așa. Ia bani la ușa case, așa, așa, așa. Și lustruie pantofii, așa, așa, așa. Înțeleg că școala din Țâmpăceni funcționează doar pe ciclul preșcolar, respectiv ciclul primar. Cei care vor să meargă la gimnaziu nu au un transport asigurat. Înțeleg că directorul a depus solicitare încă din 2015, atât la primărie cât și la inspectoratul școlar. Acum 4 ani. În 4 ani de zile nu se poate obține un microbus pentru copiii ăștia? Deci noi avem un microbus școlar care este folosit de școala de la Păltinoasa mai mult din cauza că distanțele dintre școli sunt prea mari și nu poate să toată zona, s-o acoperi toată zona, și Capul Codului și Păltinoasa. Acum am făcut un demers pentru obținerea unui microbuz mai mare sau un autobuz mai mare de 27 de locuri sau de 30 de locuri. Păi da, până acum de ce nu s-a făcut? Adică de ce copiii din Păltinoasa au un microbuz
Și copiii din Țâmpoceni nu au, adică sunt tot copii. De ce unii au și alții n-au? Despre asta este vorba. Probabil când s-au dat și prin microbuzele, s-au dat câte unul la fiecare comună, nu știu cum au fost repartizate, sau s-a considerat că sunt prea multe două microbuze pentru o comună care... Am primit avizuri că o să mai primim un microbus, care când o să-l folosim cât de curând, cât... Cred că și imediat ce inspectoratul o să ne aprobe cererea și cred că o să-l avem. Ce înseamnă asta în timp? În timp, sperăm că în viitorul an școlar. Cele câteva zeci de familii încearcă să supraviețuiască cum pot. Autoritățile au uitat de ele. Nici în prezent nu au o rețea de canalizare și drumurile au rămas bătătorite de timp. Unii muncesc cu ziua pe unde apucă, alții lucrează în afară câteva luni sau trăiesc din ajutoarele sociale pentru că în zonă nu sunt locuri de muncă. Tocmai de aceea ei speră ca măcar copiii lor să coboare la vale, unde sunt condiții care îți dau voie să visezi la un viitor mai bun. Doar 3 km îi desparte de școala din centrul satului Capul Codrului. Starea acesteia nu se poate compara cu a școlii din Țâmpoceni. Are toalete curate, racordate la o rețea de canalizare, mobilier modern, termopane, teren de fotbal, bibliotecă, rechizite și lemne pentru foc. În această școală a învățat Cristiana Domniței, fost ministru al educației, ne spune mândru directorul. Tot acesta ne promite că noua școală din Țâmpoceni va arăta la fel de bine ca cea din centru. În schimb, locuitorii din Cătunul uitat de lume nu mai au așteptări. Ce părere aveți despre această școală? Foarte urât. Eu am 20 de ani când sunt aici și nu s-a făcut nimic. Cei de la primărie au venit vreodată aici să vadă care e situația? Nu prea vin ca să spun... Să vadă în ce situații stau copiii, nu-i nici vieciu, ci nici învățătoare n-au. Stai cu minte, George, nici învățătoare n-are. Ce vă lipsește pentru copii să-i trimiteți la școală? De ce ați avea nevoie? Nu-s condiții. Sobile iasă fum, nu-i, v-am spus, vieciu, copiii fug acasă, hai că aici am nins aproape, aici. Dar nu sunt nici vecin, nu. Și mai am o fetiță dus la urgență cu soțul. Mi-a mușcat un câine. Sunt foarte mulți câini aici. M-am uitat și pe internet, m-am uitat în orice zonă. Că știu mai multe sate, mai multe orașe. La noi e cel mai urât. E o zonă, cum să vă spun, închisă. Eu am 5 case. Am fost și-am crescut la casa de copii, am fost crescut. Nu știam mamă, tată, frate, rog. Îi mulțumesc Dumnezeu și am copii lângă mine și îmi vreau să-i dau din mine. Cred în mod să vieți frate, să scrii măcar numele lor, să discurci în viață, că cartea e cea mai scumpă. Andreea este unul dintre copiii care au putut mai mult. A reușit să termine clasa 4-a la școala din Țâmpoceni. Acum este în clasa 7-a la școala gimnazială din centrul satului. Cea mai mare ambiție a ei este să se angajeze undeva, oriunde, numai să câștige bani pentru o casă în afara Cătunului, unde să-și poată invita cei mai buni prieteni. Ce anume îți lipsea aici de la școala din deal? Ce nu aveai? Cum era pentru tine? Pentru că nu-mi plăcea aici. Că nu învățam bine. Nu e apă, nu e... Nu era apă, nu ne spălam pe mâini. Și de ce spui că nu învățai bine? Nu... Nu aveam profesori bune aici. Că nu era profesoarele astea cum era acum aici. Era foarte frig, că era o vecină de aici și aducea lemne. Și mai era puțin mai cald.
La tine, la școală, colegii tăi știu că tu locuiești aici din Țâmpoceni, că da, ești de Nieromă. Și, nu știu, ți-au zis vreodată, adică, nu știu, ți-au vorbit urât sau... Da. Ce-ți spun? Dă-mi un exemplu. Mă faci țigancă. Cum te simți tu când colegii îți spun că ești țigancă? Adică, ok, mi-am luat mea la școală. Că mă faci țigancă. Că nici eu, noi nu-i facem. Dar pe noi le lăsăm să ne spună cum vrea ei, dar nu le spunem, nu răspundem înapoi, pentru că ne ceartă profesorii. Ha,